Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul medicului veterinar. Astăzi voi sta de vorbă cu George Oțelea, medic veterinar la noi, la Câmpul Muștel. Bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua și bine v-am găsit. Abia așteptam să ne revedem și să aflu noi sfaturi și recomandări în ceea ce privește creșterea animalelor de companie. Sunt foarte multe semne de întrebare pe care le avem atunci când ne alegem un animal de companie. De obicei ni se pare ușor. Luăm animalul, indiferent care ar fi el, îl aducem acasă și spunem gata, suntem fericiți. Dar nebunia, cu ghilimelele de rigoare, abia atunci începe. Ce avem de făcut astfel încât viața animalului să fie una frumoasă? Am vorbit data trecută despre foarte multe lucruri, despre îngrijire, vaccinare și multe altele. Aș vrea să punctăm astăzi hrănirea acestora, pentru că de cele mai multe ori este o problemă. Ce le dăm să mănânce astfel încât viața lor să nu fie pusă în pericol? În principal, există mai multe variante de diete. Dieta trebuie adaptată la specia respectivă, câteodată se fac și adaptări în funcție de rasă. Și în primul rând, diferențele majore, chit că par animale destul de asemănătoare, apar între câine și pisică. Pisica este considerată carnivor în excelență, câinele un pic mai maleabil. Poate consuma și legume într-o oarecare măsură și cereale. Depinde foarte mult în funcție de dieta pe care o adoptăm. Există varianta de a consuma doar hrană industrială, numim hrana industrială și anume conservele pentru câini, hrana uscată pentru câini, acele recompense. O dietă bazată pe mâncare gătită, pe care o gătim special pentru el, fără condimente, fără sare, fără să primească ce mâncăm noi de la masă. E o greșeală destul nu de mare. Nu restul, așa cum am precizat deja. Și în același timp există o variantă de dietă mixtă. Putem să amestecăm bobițele cu hrana gătită, fără nicio problemă. În același timp trebuie să luăm în considerare cât de bine suportă animalul acest regim. Mai există o dietă un pic mai controversată, este numită dieta BARF. Noi ca și specialiști, cel puțin majoritatea noastră, nu vorbesc în numele tuturor, nu o prea agreem. Se aseamănă ca principiu cu dieta paleo-umană. Și anume, se consideră că animalul ar trebui să consume ceea ce găsea în natură, în mod natural. Dieta paleo la oameni se bazează pe consumul de fructe și carne. În sălbăticie nu consumam lactate, nu consumam cereale, deci e o adaptare. Dieta BARF, echivalentul paleo la câine, se bazează doar pe carnea crudă, netratată termic, pentru că în mod normal se consideră că asta găsește în sălbăticie. Cum am putea să facem acest lucru? Evitând, așa cum ne-ați spus data trecută, anumite boli care pot apărea. În primul rând, eu personal nu recomand. De ce? E o mentalitate greșită să considerăm că un lup, care putem să luăm ca exemplu, consuma doar carne în sălbăticie. Avea momente când consuma și fructe de foame, când consuma și ciuperci, și când consuma cadavre. Poate? Da, depinde de fiecare. Dar nu era o dietă exclusivă pe carne. Față de feline, care aveau exclusiv carnivoră. Dieta BARF este un pic mai bine suportată de ele. Dar nici la ele nu este recomandată, sunt mai predispuse la boli transmisibile prin carnea crudă. De aceea, dacă o persoană vrea să-și hrănească animalul în stil BARF, trebuie să o facă cu supravegherea unui specialist, la recomandarea unui specialist și nu consider că este ceva foarte ușor de făcut acasă. În primul rând apar probleme, cea mai periculoasă pentru feline este carnea de porc, netratată termic, cum am menționat și anterior, se transmite un virus destul de agresiv, o boală numită boala Uievski sau pseudorabia. De ce numim pseudorabia? Boala produce paralizie faringeană și este asemănătoare cu faza terminală a rabiei. De aceea este o rabie falsă. Nu se ia la om, nu se întâmplă nimic, dar este letală pentru animal. Și apare doar în carnea netratată termic. Și deja intrăm în contradicție cu dieta BARF, din punctul ăsta de vedere. Deci putem să hrănim animalele noastre cu carne, dar recomandăm să fie tratate termic. Și tratate termic într-un mod adecvat, nu doar opărite, nu făcute pe grătar în sânge, tratate termic. Efectiv, gătite complet, până la capăt. Complet, pregătite da. Complet, nimic cuptor, în sânge. Fierte, se poate. Evităm, evident, prăjitul, nu recomandăm, cum nu este recomandat nici pentru noi. Exact. Și
Mă gândeam acum la urs, vă întrerup, care știm din povești, dar și din realitate, după ce mănâncă pește, mai mănâncă și fructe de pădure. Și Fructe, atunci, consumă miere. exact, deci nu putem lua în calcul că un animal Este mănâncă un doar mare fan carne. al ciupercilor, de exemplu. Deci nu putem, niciun anim, puține anima, felinele, majoritatea sunt carnivore prin excelență, dar și ele selectează ce mănâncă dintr-o pradă, selectează organele în mare parte, consumă și musculatură, dar mai puțin. De aceea zic, noi nu putem să facem selecția asta pentru ele. Și nu putem considera o pisică care a fost domesticită de foarte mult timp un animal sălbatic. Ea între timp s-a adaptat să mănânce ce găsea pe lângă casa unui om. Și ar Ce fi păcat găseam de să la noi. încercăm noi din nou, după ce mulți s-au chinuit să le facă Să domestice, o noi să, sălbăticim. exact, să se le ducem înapoi în sălbăticie. Și mă mai gândeam la un lucru că am observat în general, de-a lungul timpului și când eram copil la țară, dacă un animal de curte refuza carnea crudă, bătrânii spuneau că aceea nu este sănătoasă, s-a întâmplat ceva, de aceea o refuză. Chiar și peștele, dacă o bucată de pește nu mânca, înseamnă că era stricat, nu era bun și nu-l mai Da, o consumam. simțuri mai avansate. Unde apare diferența iară? Că felinele nu consumă carne degradată. Deci pisica dumneavoastră e un senzor foarte bun al calității cărnii. Ar trebui să testăm. În schimb, câinele, ca și lupul în sălbăticie, puteau să fie și necrofagi. Consumau și carne care a fost afectată din diferite metode. Deci câinele nu este un reper din Bun. punctul ăsta de vedere și în același timp este și mai rezistent ca pisica la mâncare stricată în orice fel. Asta nu înseamnă că trebuie să-i o dăm. Trebuie să evităm, am înțeles. Bun, Legate atunci de ce le dăm? dietele comune, ar fi, dieta industrială este cea mai comodă pentru majoritatea crescătorilor. De ce? Nu stai să gătești. E vorba de timp, trebuie să ne adaptăm la treaba asta. În același timp contează și calitatea acelei hrane. Există produse foarte ieftine și accesibile, care sunt făcute, sunt echivalentul mezelurilor ieftine la noi. Și produse care cresc în preț, dar au și o calitate superioară pentru, în general, cu o calitate superioară ca sistem de producție, ca și cantitate de carne utilizată, ca și grăsimile utilizate, totul este superior. Asigură nevoia Necesarul necesarul, animalului, exact. dar într-un mod un pic mai complex. Animalul fiind hrănit cu o mâncare bună, se poate observa că are bilanța mai lăcioasă, o stare mai bună, mai energic. Hrana mai proastă, e destul de evident, părul se mătoiește, poate Cade n-are la mai fel de des. multă energie. În același timp depinde și de individ. Avem indivizi care pot foarte ușor să trăiască cu o hrană mai slab calitativă și alții care nu o suportă și nu o asimilează. Trebuie să ne adaptăm la propriul animăluț, din Trebuie să păcate. ascultăm și mesajul transmis de animalul pe care îl Da. avem. În același timp, hrana gătită. Întotdeauna gătiți pentru animal. Deci Separat. nu ce mâncăm noi. Noi oricum mâncăm prost, în general, ca și specie. Folosim mai multe condimente decât avem nevoie. Și nu condimentele sunt problema, ci cantitatea de sare, de exemplu. Ele n-au nevoie de sare, față de rumecătoare care au nevoie de sare, în mod special. Trebuie să realizăm că animalele preferă anumite gusturi. Pisica, de exemplu, preferă gustul ușor sărat metalic. Este asemănător cu gustul de sânge. De aceea preferă carnea crudă și pot să mănânce hrană care conține sare, chit că nu le face bine. Câinele preferă și gustul dulce. Mănâncă și amar, e mai complex. De aici ne dăm seama și că mânca mult mai diversificat în sălbăticie. De unde această idee că pisicii trebuie să-i dăm lapte? Sincer, popular consider că au plecat din niște clișee. Paradoxal, un procent dat în larg în momentul ăsta, în jur de 70% dintre pisici sunt intolerante la lactoză. Și nici nu consumă, nu vor, Și nici nu refuză. refuză să consume. Avem exemplare care consumă lapte, produse lactate și le digeră și le suportă. Dar majoritatea, chiar dacă vor lupti, nu știu să-l digere. Din Da, păcate, și enzimele atunci. lor nu sunt adaptate la acest lucru. Este posibil să fi plecat de la o legendă urbană, mai să zicem desene de cu Tom și Jerry. Da, posibil. Dar nu recomandăm să dăm lapte pisicii sau dacă dăm lapte pisicii, să vedem și cum o influențează. Dacă scaunul e mai moale, starea e proastă, avem episoade de vomă, întrerupem, nu continuăm să dăm acel produs. E valabil pentru orice aducem nou la alimentație. Dacă am adus ceva nou și dacă schimbăm hrana industrială, bobițele X cu bobițele Y și vedem când trecem la bobițele Y că
animalul nu se simte bine, este clar că nu este pentru el. Chiar dacă este un upgrade din punct de vedere al calității hranei, nu este un reper neapărat. Animalul poate să nu suporte. Am avut exemplare care nu suportau hrana de tip premium. Și am coborât la ceva mai accesibil și care le-a făcut mult mai bine. Ne adaptăm în funcție de reacția animalului. Până la urmă, asta contează, să-i fie bine. Câte scaune trebuie să aibă pe zi sau pe săptămână un animal? Fie că e vorba de pisică, de câine sau de orice alt... Pisicile, în general, au un tranzit mai rapid. Deci putem să avem și două scaune pe zi, fără nicio problemă, poate chiar mai des. În principal, unul pe zi este perfect. Și dacă nu este unul pe zi și este unul la două zile? Avem un tranzit un pic mai lent. Nu este o problemă. Nu este o problemă atâta timp când acest interval nu crește. Când ajungem de la un scaun pe zi, la un scaun la două zile, la un scaun la trei zile, deja mai e o problemă. La ce putem să ne gândim? De exemplu, hrana nu are suficiente fibre care să ajute tranzitul. La un câine lucrurile stau diferit. Poți să aibă și două scaune pe zi fără nicio problemă, în același timp poți să le aibă la două zile. Deja dacă trecem peste două zile, la câine se consideră constipație. Este deja complicat. Mai mare atenție. Da. Legat de toleranță, câinii sunt mult mai toleranți. Hrana gătită poate fi diversificată. Dacă cu le ce putem gătit, ce putem pune acolo? Sunt anumite legume care le fac rău. Și anumite legume care sunt tolerate foarte bine. Trebuie să evităm. Trebuie să evităm în principal ceapa. Poate oferi probleme digestive, conține o cantitate mare de sulf. Ei nu o digeră foarte bine față de noi. Și noi putem avea probleme la consumul de ceapă. Nu este o legumă ușoară, ca să spun așa. Ca și legume, există anumite fructe mai periculoase la pisici, cum ar fi strugurii. Pot oferi probleme renale. Deci nu dăm struguri la pisici. La câine, renumita ciocolată este toxică. Nu are voie. Și cu cât este mai mult cacao în ea, cu atât e mai toxică. Deci avem nevoie de o cantitate foarte mică pentru a intoxica un câine. Diferă foarte mult alimentația de la pui la adult? Da, diferențele sunt mari. În primul rând, cantitatea. Un pui, paradoxal, poate mânca mai mult ca un adult, datorită perioadei de creștere. Adică putem ușor unui pui să-i oferim 3 mese pe zi. Un adult poate să mănânce în general 2 mese pe zi, iar un senior o masă pe zi. Nu consumă aceeași cantitate de energie. În același timp, în funcție, noi recomandăm personal să primească și hrană industrială în prima parte a vieții. De ce? Conține anumite vitamine, anumiți factori de creștere pe care e foarte greu să-i selecționăm noi în hrana gătită. E greu să diversificăm cantitatea de vitamine, cantitatea de calciu, oricum vor primi și anumite suplimente de creștere, în special rasele mari, unde avem un deficit de calciu și trebuie să consolidăm cumva articulațiile acelea. Hrana de pui devine nocivă, nu este recomandată peste vârsta de un an. Este hiperproteică, predispune la un adult la îngrășare foarte ușor. Deci nu este o hrană bună pentru un câine adult. Iată un lucru foarte interesant și vă întrerup. Este mai gustoasă. Este mai gustoasă, da. Și pe foarte mulți am văzut, alegând de pe raft, hrană pentru pui pe care să o dea adulților, crezând că este mai ușoară. Iau pentru pui că paradox. E mai ușoară, da, da, și nu poate să-i facă rău, din potrivă. Iată un lucru foarte... Îngrășăm foarte tare și... Cu creșterea în greutate și obezitate vin și alte probleme de sănătate. Diabetul, probleme cardiologice sau simple dureri articulare și câinele nostru nu mai poate să urce scările. Ceea ce este un dezavantaj și pentru noi și pentru el. Nu mai putem să ne bucurăm de plimbările pe afară și în același timp el are dureri în anumite momente. Devin meteosensibili, e destul de complicat. Și e mult mai ușor să menținem un câine în greutate normală decât să-l punem după aceea la o cură. La fel ca cu orice specie și cu noi. E mult mai bine să previi decât să tratezi. Întotdeauna, deci profilaxia este foarte importantă. Ca și hrana puiuților, se împarte în două mari categorii. Există hrana de tip starter și hrana de tip junior. La câini se numește junior, la pisici se numește kitten. E același lucru. Același lucru ca și gamă de vârstă. Hrana de tip starter trebuie să fie administrată imediat după înțărcare. Este o hrană
bogată în proteine, vitamine, grăsimi, de obicei conturată ca și niște bobițe foarte mici, ca să fie foarte ușor animalului proaspăt înțărcat să învețe, să mănânce, dar nu trebuie să exagerăm. Cu hrana starter n-ar trebui să trecem de vârsta de 4-5 luni. Deja atunci și acum, și 4-5 luni un pic multicel, deja trecem la hrana de junior. Hrana de junior pe care putem să o ducem ușor până la vârsta de un an. În cazul raselor de talie medie, mică, mare. Mai există rasele giant. Dog German, St. Bernard, Terra Nova. Maturitate, ei continuă să crească până la vârsta de 2 ani. Au nevoie de mai, o cantitate un pic mai mare, dar și acolo reducem oricum când trecem de vârsta de un an. În același timp avem probleme mari pentru că hrana de pisici este mai gustoasă. Și câinii o preferă. E normal. Da. Dacă avem un pisică și un câine, de cele mai multe ori câinele mănâncă de la pisică. Și este o problemă. Deoarece pisicile monatorale au nevoie de o cantitate mai mare de taurină. Și de proteine mai multe, datorită metabolismului lor. Au un metabolism mai rapid ca unui câine. Hrana lor este adaptată la acest mod de viață. Ei bine, la un câine este prea mult. Dacă consumă hrană de pisică, putem să avem și probleme hepatice. Putem să ne îngrășăm. Cumpățim și cu hrana de junior. Deci, regula de bază când vine vorba de hrană industrială, pisica poate mânca de la câine, câinele nu poate mânca de la pisică. Și cum facem să... Să-i separăm? Să-i învățăm că tu ai voie să mănânci doar mâncarea ta, iar tu doar mâncarea ta. Foarte greu. Pentru că e ca și cum am avea doi copii geloși unul pe altul, da. Din păcate. Cea mai bună soluție este să separăm orele de masă sau camerele. Atunci când mănâncă. Pisica mănâncă în sufragerie, iar câinele în dormitor, dacă suntem într-un apartament. Și așa sau pisica cum... în casă și câinele afară, pe terasă. Dacă ne permitem. Și așa spațiu. Cum ați spus data trecută, trebuie să aibă o masă pe zi, după vârsta de un an, iar mâncarea să nu fie la discreție. Da, noi recomandăm. Mulți fac greșeala mâncării la discreție, pentru că animalul ronță, mănâncă permanent, sunt sedentari, se plictisesc. Când și atunci pot mânca unii de la alții. Și mănâncă unii de la alții. Când avem ore fixe de hrană, oferim o disciplină pentru ei, pentru noi, și în același timp îi ajutăm să fie sănătoși. Mai sunt persoane care se bucură că animalul lor este grăsuț, că este bine hrănit. E aceeași problemă ca la noi. Și fericit. Grăsuț nu e bine. Nu e bine. Și am mai sesizat un lucru foarte important. De obicei, luăm în calcul când animalul nostru de companie femelă are puiuți. Alăptează perioada respectivă, după aceea mama își învață puii să mănânce singurică. Pentru noi este de mare ajutor. Când vedem că îi duce la castronelul cu mâncare, da. Și de aici procesul este natural, ne scapă pe noi de grijă. Dar din ceea ce ați spus mai devreme, nu este în regulă, pentru că mama mănâncă un anumit tip de mâncare pentru că este adult, da. Iar puiuțul este foarte mic și are nevoie de altceva. Există o categorie specială de hrană numită starter, tot ca și starter, și mother și... and baby. Aha. Care este? E în principiu aceeași mâncare. Este hrana starter de bază pentru puiuți. Se ia în considerare că mama a alăptat o perioadă de timp. În jur de o lună durează alăptarea, poate să dureze și mai mult și mai puțin. Fiecare animal își reglează și își înțarcă pui la timpul lor. Ea consumă foarte mult în timpul acela. Deci pierdem foarte mult prin lapte. Toți proprietarii care au avut o cățelușă care a alăptat sau o pisicuță vor observa că slăbește, pentru că majoritatea nutrienților, chiar dacă ea mănâncă, se duc în lapte. Deci, când trecem la acea hrană, ajutăm și mama să revină la greutatea inițială, să se pună pe picioare și în același timp și puiuții să mănânce. Deci este o gamă specială. Și ar veni anumite faze. Există mother and baby, există... Bine, denumirile diferă de la producător la producător, dar sunt categoriile de bază. După aceea intrăm în hrana starter, după aceea trecem la junior. Ei, când terminăm cu mother and baby, mama trece la hrana de adult. Nu-i mai lăsăm împreună. Fiecare trece la bolul lui. În general, oricum, puiuții părăsesc cuibul după vârsta de 6 săptămâni și după prima vaccinare. Deci, cam atunci încheiem și faza de mother and baby, cam atunci putem să fim independenți și plecăm de acasă, ca să zic așa. Da, dar nu este stresant pentru mamă și pentru puiuții, dar pentru mamă în special, că ea rămâne singură, îi pleacă puiuții. Ba da. Cum facem acest lucru? Trebuie să considerăm și să realizăm faptul că mamele, există mame bune și mame proaste și la animale. Există mame care nu-și suportă pui. Mame care trebuiesc oarecum ajutate să alăpteze.
cineva să stea cu ea, pui să fie alăptați. Altfel nu stă la alăptare. Mame extraordinare care își hrănesc puii, îi curăță până la... și suferă când sunt dați. Și mai este o categorie interesantă, am pățit chestia chiar cu cățelul meu de acasă, nu suportă puii, dar îi îngrijește foarte bine. Și anume, se duce, le dă de mâncare, îi curăță, pleacă. Și gata, ne mai întâlnim la următoarea masă. Ne întâlnim la următoarea masă. De-aia zic, depinde de ce mamă avem. Dacă avem o mamă mai puțin interesată de puișorii, nu va fi o problemă să plece. Se va face fără probleme. În schimb, o mamă devotată își va căuta pui. Perioada după ce dăm ultimul pui e perioada cea mai grea. Când avem 5 puișori și am dat unul, are 4 de care să se ocupe, nu o să fie o problemă prea mare, o să-l caute în jur de o zi, două, poate, maxim. Când îl dăm pe ultimul, putem să avem o perioadă și de 2 săptămâni de depresie. Depresie, nu mâncăm foarte bine, tristă. Nu ne plimbăm, apatie, o putem considera chiar bolnavă. Avem multe cazuri care vin așa și nu manifestă niciun semn de boală, doar tristețe. Da. Și la un moment dat trece. Este sfâșietor totuși. Este, pentru că și atunci tindem să-i dăm o recompensă, să venim cu ceva bun. Jucării noi, plimbări. Nu mâncărică. Și mâncărică, ceva bun, dar ne rezumăm la lucruri normale. Adică o recompensă foarte bună pentru animale ar putea fi pieptul de pui fiert și tăiat cu băleț, care nu are nimic nociv în el și e gustos și își realizează rolul. Poate fi folosit și pentru dresaj. O problemă majoră pe care o întâlnim toți cei care avem animale de companie sau au întâlnit-o până acum: cum procedăm să dezvățăm animalul sau nu neapărat să-l dezvățăm, să-l învățăm și cu această mâncare mai, nu știu, aproape de ceea ce spuneți dumneavoastră, de sănătate, nu știu. Mănâncă, asta pregătită în casă. Da. Luăm animalul de mic, să zicem, și la recomandarea prietenilor sau a medicului veterinar, încercăm să-i oferim ceea ce ne-ați spus, mâncare gata, pregătită, cumpărată. Da. Este în regulă. Pe parcurs ne gândim că poate ar fi bine să-i dăm și acest piept de pui, recomandat-o de medic, așa cum ne spuneți. Da, însă, în anumite momente chiar animalul, îl recomandăm. Dar îl refuză. Diet. Nu știu de ce, după ce se învață cu această mâncare industrială, majoritatea animalelor, indiferent că este câine, pisică, ce-o mai fi el acolo, nu mai mănâncă nimic din ce vrem noi să dăm de acasă, în afară de carne crudă, pe care evident o excludem că nu avem voie. Cum facem această trecere sau adaptare? Metodele sunt destul de dure. Da. Și anume, îi vom suspenda hrana pe care nu vrea să o mănânce, indiferent că trecem de la gătit la industrial sau de la industrial la gătit. Poate nu mai avem timp să gătim și vrem să trecem în partea cealaltă și refuză hrana. Scoatem mâncarea veche, treptat, cât să nu avem probleme cu animalul. Și anume, dacă mânca gătit, să zicem că mânca piept de pui tratat termic cu morcov. Dau un exemplu. Peste acel morcov, printre ele, băgăm bobițele pe care am vrea noi să le mănânce. Treptat, o să avem mai puțin pui și mai multe bobițe. La fel facem și invers. De ce facem trecerea treptată? Se obișnuiește cu gustul și în același timp schimbarea bruscă de alimentație poate duce la tulburări gastrice. Manifestate prin vomă, tulburări dispeptice, tot felul de probleme de genul acesta pe care nu le vrem. Deci trecerea să fie întotdeauna treptată. În cât timp se produce această trecere? 2-3 zile, o săptămână? Deci avem animale care după a doua zi de primi bobițe au început să mănânce bobițe. S-au obișnuit cu gustul, au început să le accepte. Animale la care durează 2 săptămâni. Și dacă refuză total să mănânce, cum procedăm? Dacă refuză treptat să mănânce și renunțăm? Dieta veche, dacă nu-i face rău și vrem să schimbăm dieta doar dintr-o pretenție personală, e bine să ne ascultăm și animalul. Dacă el refuză în continuare și nu este vorba de o dietă specială pe care ar trebui să o mănânce, cum ar fi un animal obez sau un animal diabetic, unde trebuie să fim destul de draconici, e bine să renunțăm dacă nu e cazul. Să revenim la normal. Dacă nu este cazul. Pentru că tot ați pomenit de obezitate și despre dietele pe care ar trebui să le luăm în calcul în aceste cazuri. Cum procedăm dacă avem un animal care... Supraponderal. Da, care trebuie pus la dietă serios. Să zicem că e un cuvânt urât, deși e un cuvânt corect medical. Da, oricum el, animalul nu-l înțelege, ne putem permite. În primul rând trebuie să luăm în considerare că slăbirea unui animal este la fel ca slăbirea unui om. Se anume, se realizează prin dieta alimentară
și exercițiu fizic. Aici apar diferențe. Dacă animalul este foarte mult peste greutatea normală, exercițiul fizic prelungit poate duce la probleme articulare, poate duce la efort nenecesar. Așa că dacă avem o greutate mare peste medie, dacă greutatea animalului ar trebui să fie în mod normal 4 kg, luăm ca exemplu un cățel mic sau o pisică. Ați putea să ne spuneți și ce înseamnă greutate normală versus vârstă sau talie? Majoritatea pisicilor, în funcție de rasă, apar și diferențe mari în funcție de rasă, au în jur de 3,5-4 kg. Atât un adult, să aibă ca o și un adult. Da. Dacă avem 2,7-3 kg, iar este ok. Deja ce scade sub 2,5 kg ca și adult este considerat un animal slab. Câinele în funcție de talie. Dar luăm ca etalon, să zicem, un pinscher pitic, la care greutatea normală este în jur de 3 kg. Deci, o greutate normală poate să diferă și în funcție de rasă. 3 kg jumate la o pisică normală. Avem și rase deosebite, cum ar fi Maine Coon-ul, la care un mascul poate să ajungă la 12 kg și este tot o pisică. Deci, așa este rasa ei, este foarte normal. Dar îngrășarea apare oriunde. La o pisică normală, dacă avem 5, 6, 7 kg, suntem obeze. La un Maine Coon, dacă ajungem la 15, 16, suntem obeze. Dieta e aceeași. În același timp, important este să, dacă folosim hrană de casă, încercăm să scoatem hrana grasă și să micșorăm cantitatea. Asta sub recomandarea medicului veterinar, în funcție de ce hrană se administrează, el va calcula cam ce gramaj ar trebui să mănânce animalul. În același timp și la hrana industrială, micșorând cantitatea. Activitatea fizică trebuie să fie prezentă zilnic. Câte ore și cum? În funcție de specie. E greu să cerem activitate fizică de la o pisică. Cred. E foarte greu să o convingem. Așa că majoritatea pisicilor vor slăbi din dietă. Există și se poate plimba pisica în lesă fără nicio problemă, dar ar trebui învățată de mică. Dacă avem o pisică de 6 ani care n-a ieșit niciodată din casă, e mai complicat. Nu o să ia. Așa că la ele ne bazăm pe dietă și joacă. Putem să... Sunt tot felul de jucării, undițe, șoricei cu care să alerge, să se joace, mâinile noastre, orice este o activitate. Și cam cât ar trebui să o provocăm într-o zi? În mod normal, o ajută și mental. În faptul că socializează, măcar o jumătate de oră, o oră pe zi. Poate însumat, poate toată deodată. Depinde de timpul fiecăruia. În același timp, la câine este mai ușor. Suntem foarte gras, îl scoatem la o plimbărică ușoară. E bine să nu-l forțăm. Trebuie să luăm în considerare și vârsta. Dacă suntem un câine senior, nu putem să facem același efort ca un cățel de un an. Chiar dacă poate avem aceeași greutate. În același timp, trebuie să acceptăm că vom slăbi mai greu. Cu cât avansăm în vârstă, metabolismul scade și orice schimbare apare mai greu. În același timp și îngrășarea apare mai greu la animalele bătrâne, dacă vrem să le îngrășăm. Da, pot fi și slabe, pot fi și situații în care să nu pună pe ele. Animale cahectice. Când folosesc termenul de hack cahectic, mă refer la ceva patologic. Aveți probabil în cap imaginea acelui animal care îi se văd coastele, care îi se văd oasele. Indiferent cât de bine ar fi îngrijit. Da, acel animal este prost hrănit sau ajunge în acest stadiu din diferite afecțiuni medicale. Dar obezitatea apare din cauze medicale? Există o predispoziție în funcție de rasă. În principal, dacă vorbim de câini, labradorii sunt foarte predispuși la obezitate. Genetic vorbind, depun mai mult. De ce? Sunt o rasă de apă, sunt o rasă de aport, care în mod normal intrau în lacuri pentru a aduce înapoi vânatul respectiv și aveau nevoie de un strat de grăsime pentru protecție termică. Și natural se vor îngrășa. E bine, dacă am luat un labrador și îl ținem în apartament și nu-l scoatem niciodată, el va continua să se tot îngrașe fără să consume. Și putem să ajungem la un grad foarte grav de obezitate. Pisicile, în general, își mențin singure greutatea dacă noi avem grijă de ele și nu oferim prea multă mâncare. Deci nu ne îngrășăm natural neapărat, nu avem o predispoziție foarte mare genetică, dar acest lucru diferă de la individ la individ. Sunt pisici predispuse, cum ar fi British Shorthair-ul, sunt predispuse la obezitate. În același timp, sunt pisici care natural rămân mici și slabe, cum ar fi Singapura. Așa este o pisică care, ca și adult, ajunge la 2,5 kg. Este indiferent cât ne-am dorit noi să avem o pufoșenie, ea tot va fi mică. Da. În cazul în care cineva
adoptă un animal de pe stradă, un maidanez, fie că e cățel, fie că e pisicuță, lucrurile stau la fel. Aici cum Da. putem identifica obezitatea, ce repere putem avea, având în vedere că nu În este o principal, rasă. e mai greu la câini. Da. Pentru că putem să avem un câine adoptat de pe stradă care să fie foarte micuț sau putem adopta un câine de 45 de kilograme. E singurul reper pe care puteți să-l aveți ca să vă dați seama cam cât ar trebui să aibă animalul dumneavoastră, să mergeți cu el la veterinar, să-i se calculeze talia. Câinii intră în general în talii mini, sunt rasele de tip toi, cum ar fi Yorkshire Terrierul, Pinscherul Pitic, sunt rasele mici, unde ar putea să intre Schnauzerul Pitic ca și catalog, ca și etalon. Rasele medii, deja vorbim de 15, maxim 25 de kilograme. Golden Retriever-ul ar putea fi un exemplu bun. Rasele mari, unde vorbim de ciobănesc german, vorbim de rasele molosoide. În general, șnauțorul uriaș, cum am menționat piticul mai devreme, și rasele tip giant. Togul german, Saint Bernardo, care pot să ajungă natural la 60 de kilograme, fără nicio problemă, și să fie perfect sănătoase, da. Să nu fie considerate obeze. În funcție de rasă. Și la pisicuțe, La de pisicuțe trebuie să, tot așa, mergem la medic și putem avea exemplare de pisici luate de pe stradă care să fie mai mari, ca și volum. Dacă au avut un strămoș și o predispoziție genetică, avem pisici masculi luați de pe stradă care au 6 kg în mod natural și sunt considerați fit. Nu au grăsime. Așa le este felul exces. Cum obișnuim. Asta este felul lor. Da, să spunem. Toate aceste recomandări, sfaturi, se potrivesc și la alte animale de companie. Mă refer aici și dacă am avea în casă un porcușor de Guinea. De asemenea, bănuiesc că trebuie să ținem cont de hrană și de toate celelalte. Porcușorul de Guinea este un rozător, ca și catalogare. Dar poate și el consuma... poate avea obezitate. Da, putem să ne îngrășăm. Orice animal se poate îngrășa. Există șerpi cu obezitate. Wow. Adică nu este o problemă de genul acesta. Diferența e că mai putem țin la reptile, deci reptilele pentru o cantitate mare de hrană au tendința de a crește în volum față de mamifere care depun grăsime când ajung la greutatea normală. Și se vede mult mai repede. Vom vorbi într-o ediție, nu numai într-o ediție, știu că ne-ați promis că vom avea ediții speciale unde vom vorbi despre animalele exotice. Da. Eu abia aștept pentru că este un domeniu pentru mine nou și vreau să aflu și lucruri este destul foarte, de larg. Da, și vreau să aflu lucruri foarte, foarte interesante. Și știu că sunt persoane care au în casă și alte animale, nu numai căței și pisici, așa că rămâneți alături de noi, că veți afla și dumneavoastră lucruri interesante atunci când va fi cazul. Dar deocamdată continuăm astăzi tot cu alimentația și îngrijirea acestor animale de companie și aș vrea să punctăm cumva și în cazul lor cum beau apă. Am vorbit mai despre hrană, adăparea, pentru că este foarte important dacă le lăsăm la discreție și când și cum și cum urmărim acest aspect. Întotdeauna, la orice animal, avem apa la discreție. Deci, întotdeauna. Apare o problemă la rozătoare și la feline. La răzătoare putem avea senzația că nu beau apă. Le punem un castronel cu apă dacă avem un hamster sau un porcușor de Guinea și apa aceea nu scade. După zile, să zicem. Dar luăm în considerare ce mănâncă. Ei ieșeau foarte multe lichide din hrană. Dacă noi le oferim hrană suculentă, morcov, măr, alte legume, pătrunjelul, de exemplu, conține o cantitate mare de apă, castravetele, ele nu vor mai simți nevoia să consume apă din castronul respectiv. Asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă. Pentru că putem să avem și o dietă mai săracă în suculente, bazată pe fân, în cazul porcușorilor de Guinea, iarna, de exemplu, sau pe cereale și semințe și vor consuma apă. La pisică e o problemă comportamentală. Și anume, pisicile, unele dintre ele, nu preferă apa stătătoare. Da. Deci putem avea pisici care să refuze să bea într-un castron. În cazul acela, ajungem la deshidratare. Ele vor bea când vor simți neapărat nevoie. Prin deshidratare putem să ajungem și la alte probleme, putem să ajungem la infecții, litiaze urinare. E destul de complicat. Care este soluția? În general, cea mai simplă este hrana umedă. Dar, din păcate, avem și alte probleme cu hrana umedă. Predispune la îngrășare mai mult ca hrana uscată.
și n-ar trebui să reprezinte hrana de bază a animalului. Dacă primește un pliculeț la 2 zile, este suficientă pentru ea. Știu că va cere, va plânge, dar este suficient. Odată învățată cu hrană umedă, mai greu acceptă hrana uscată. Greu, pentru că este mai gustoasă, pur și simplu. E mai plăcută, este mai ușor de mestecat, e o plăcere pentru ea, ca să zic așa. Dar este o soluție dacă avem o pisică deshidratată. Își va lua o cantitate de lichide din acea hrană umedă. În același timp există, de la diferiți producători, fântâni de apă. Da. Sunt pe bază de baterii sau electrice. Printr-un motoraj, apa este recirculată sub forma unei cascade. Pisica, fiind oarecum păcălită, că este o apă curgătoare, că este o apă proaspătă, va fi mai dispusă să bea. În același timp, majoritatea au și plăcerea de a se juca cu apă. În momentul când se joacă cu apă, au și șanse de a bea mai multă apă. Deci ar fi o soluție în caz că observăm că nu consumă foarte multă apă. Da, ar fi o soluție. Câinele, în schimb, va bea când va simți nevoia. Nu are nicio problemă. E bine să evităm totuși când ieșim pe stradă să nu bem din bălți, să nu bem din locuri mai puțin igienice, pentru că ne predispunem la infecții, probleme gastrice. E bine să avem o sursă de apă cu noi. Există tot felul de metode. Sunt sticluțe care se închid și au castronel încorporat. E bine să luăm apă cu noi când ieșim cu câinele, mai ales vara. În sezonul de iarnă nu este o problemă atât de mare, se deshidratează mult mai greu, dar vara poate fi o problemă. În același timp, dacă lăsăm câinele în mașină, apare o problemă de genul ăsta. Chiar, da, și acest lucru este de luat în seamă când plecăm cu animalele de companie. Poate plecăm la iarbă verde, poate plecăm la plimbare, poate trebuie să-l ducem la medic, dar până să ajungem la medic trebuie să ne oprim într-un supermarket la cumpărături. Nu putem să-l lăsăm în căldură și deshidratat. Da, trebuie să avem grijă și să-i oferim toată atenția de care are nevoie. Da. De asemenea, am observat, atât câinele cât și pisica, în cazul rozătoarelor ați spus că mănâncă foarte multe legume și știm asta, nu este cazul, acum să mai discutăm. Au nevoie de acea iarbă. Des am observat că se întâmplă. La este necesar feline să le dăm? Sau este doar un răsfăț? Depinde. Există mai multe produse pe piață. Există legendara iarba măței, care este de fapt o cereală care crește simplu, nu are anumite efecte. Adevărata iarba măței este valeriana, care oferă anumite stări animalului de euforie, ca să zicem așa. Iarba aceea de obicei o avem în casă pentru a ajuta animalul să nu consume alte plante. Nu vrem să mănânce, majoritatea oamenilor au plante decorative în casă și, din păcate, cam 70% din plantele decorative sunt și toxice. Pentru pisici, în special. Și pentru noi, într-o oarecare măsură. Da, numai că noi nu le consumăm. De exemplu, rododendronul. Da. Este foarte toxic, da? Ca și frunze. Da, pisicile au plăcerea naturală de a roade verdeață. Nu o să le vedeți, ori flori, ori iarbă când iese pe afară, iarba nu e o problemă. Dar, de exemplu, dacă roadem două frunzulițe de rododendron, putem să ne intoxicăm foarte tare. E, având acea iarbă la discreție, ea își face de lucru. În același timp, le mai ajută câteodată pentru eliminarea ghemului de blană, care este o problemă, da sau nu, în funcție de individ. Sunt anumite pisici care elimină foarte ușor acel ghem de blană sau nu le elimină deloc, este eliminat prin fecale, și anumite pisici care au mai multe dificultăți și duce la dureri de stomac, apatie, mâncă mai puțin, probleme de genul. Câinele, în general, consumă iarbă când are probleme gastrice, când avem dureri. Este metoda lui de a-și provoca voma. E o adaptare naturală. De aceea, când mănâncă iarbă, după aceea sunt șanse, la un interval de o oră, să găsim acea iarbă regurgitată. Putem să ne dăm seama că a avut o problemă. O problemă mai gravă dacă continuăm și ne simțim rău, sau pur și simplu a mâncat ceva ce nu trebuia și și-a rezolvat singur problema prin metoda aceasta, dacă el se va simți bine după. Cam asta e legat de consumul de verdețuri. Legat de acea dietă barf de mai devreme, la un singur animal se poate aplica, dar nu într-un mod exact al dietei barf, și anume la dihori. Oho. Deci dihorii pot consuma organe crude de pasăre fără nicio problemă și chiar este recomandat.
au nevoie de o cantitate, vorbeam mai devreme la hrana de pisică despre cantitatea de taurină. Da. Au nevoie de o cantitate mai mare de taurină și față de pisici ei. Și acea taurină o putem găsi foarte ușor în inimile de pasăre. Și poate consuma inimă de pasăre crudă zilnic, fără nicio problemă. În același timp, poate să consume și carne, dar mai puțin. În general, pasăre, ne referim la pasăre, la când pasăre. Vorbim de dihor. Am spus data trecută că îl vom cunoaște pe Sven. Da, îl veți cunoaște. Numai că astăzi nu s-a putut. Nu s-a putut pentru că există un factor de luat în considerare la dihori. Și anume, castrarea nu este tot timpul recomandată. Poate duce la alte probleme de sănătate. Și un mascul necastrat este destul de recalcitrant, ca să zic așa. Este mai entuziasmat, mai activ, mai puțin ascultător. În cazul ăsta se face un anume implant hormonal sub piele, care reprezintă o modalitate de a-l calma. Impropriu o numim o castrare chimică. De ce? Este reversibil. Când acel implant se dizolvă și dispare, el își reia activitatea sexuală. Și, din păcate, al lui a expirat cu ceva timp și așteptăm să-și facă efectul cel nou. Am înțeles și amânăm această întâlnire. Amânăm, dar sigur va avea loc. Da, și atunci când îl vom avea aici în studio, vom vorbi și mai mult despre îngrijirea dihorilor. Da. Pentru că este ceva interesant, așa cum vă spuneam, vom veni cu sfaturi și în atenția persoanelor care au animale de companie, altele, nu doar câini și pisici. Iar domnul doctor este unul dintre acei oameni care are, printre animalele de companie, așa cum a spus, care câini, nu? Câini, pisici. Și un dihor. Și un dihor, da. Cred că este interesant să ai acasă mai multe animale de companie. Este satisfăcător, ca să zic așa. Îți aduce... Un dihor oferă o anumită plăcere, te poți juca cu el într-un anume fel, o pisică în alt fel, un câine este un companion cu care poți să ieși, să te plimbi, să călătorești. Fiecare aduc satisfacție, ca să zic așa. Dar având în vedere că petreceți foarte mult timp în cabinetul veterinar, unde evident întâlniți tot felul de animale și vă ocupați de ele, mai aveți timp acasă și răbdare să vă ocupați de cele pe care le aveți în curtea proprie? Da, e o întrebare bună, ca să zic așa. Noi privim fiecare pacient ca pe un individ diferit. Ajungem în timp să-i cunoaștem pe nume, să le cunoaștem obiceiurile, agresive sau nu. Și, într-un fel, pe cei de acasă îi vedem ca pe membrii familiei. Vorbim zilnic cu animale, vorbim și cu cei de acasă și încercăm cât putem să nu-i neglijăm, având în vedere timpul, sunt ore de muncă când lipsești de acasă, dar am încercat să ne luăm animale care acceptă separarea de proprietar, de stăpân sau de familie, care suportă timp singuri. Și anume, rasa de câini pe care o avem este schnauzer uriaș. Este o rasă foarte sociabilă, dar suportă să fie lăsat singur. Dihorul se adaptează la programul de lucru al persoanei și se obișnuiește, știe că se trezește când ajungem acasă și dimineața. El este timpul lui de socializare, în rest doarme. Pisicile fac același lucru. Există rase care nu suportă separarea, foarte comun și foarte întâlnit și foarte popular în acea perioadă, în această perioadă, bine, cam în ultimii 10 ani, dacă stau să mă gândesc, este bișonul, care... Foarte greu suportă. Nu suportă să stea separat. Efectiv, pot fi lăsați singuri acasă, dar cad în depresie sau devin destructivi. E posibil să găsiți perna și canapeaua ruptă. Ceea ne întrebăm ce de ce? Nimănui nu îi pică bine, din păcate. Deci e bine când ne alegem un animal de companie, mai întâi să ne gândim la specie. Și după aceea, unde există posibilitatea, la rasă. Trebuie să o adaptăm la noi. Poate suntem o persoană sportivă care aleargă zilnic. Ne trebuie un câine care să poată să alerge cu noi. Nu să ne luăm un bulldog care are talentul de a sta pe canapea și a se uita la seriale. Că atunci va fi chinuit în urma noastră pe stradă sau în parc. Poate vrem un animal independent. Ne luăm o pisică. Are nevoie de mai puțină atenție decât un câine. Își face de lucru. Cam domină casa, ca să zic așa. Da. Și nu suferă foarte mult când e lăsată singură. Vrem ceva extraordinar de simplu, putem să ne luăm un acvariu de pești.
Sau o reptilă. O reptilă care are un mod de viață mult mai lent ca noi și nu percepe trecerea timpului atât de grav. Dacă avem, să zicem, o țestoasă, ea își va găsi de lucru, va dormi, va sta să se usuce la beculețul special cu ultraviolete pe care îl va avea și nu ne va simți atât de mult lipsa. În schimb, dacă luăm un câine hiperactiv, care are nevoie de atenție, cum sunt câinii de vânătoare, nu știu, ca să dăm un exemplu, Beagle-ul, care e foarte popular, va suferi enorm. I se va părea o veșnicie prin faptul că stă o oră singur. Deci, e bine trebuie să ne adaptăm bine specia înainte. Și apoi rasa la fiecare. Putem să alegem un porcușor de Guinea sau hamster, care vor sta în... Și pot fi scoși doar în momentele prielnice nouă. Important e să realizăm că animalul bun pentru mine nu este animalul bun pentru altcineva. Fiecare suntem, avem anumite caracteristici care ne duc la alt mod de viață și trebuie să alegem cu cap, pentru că până la urmă ne asumăm responsabilitatea unei vieți, luând un animal. Da, într-adevăr, așa cum ați spus data trecută, da? nu ne cumpărăm, ci adoptăm. Adoptăm. Și trebuie să avem grijă și îmi place să spun asta destul de des, pentru că trebuie să fim responsabili. Astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua, vom vorbi despre animale de companie și aș vrea să punctăm și alte aspecte, cum ar fi atunci când vor deveni mame, pentru că tot am vorbit, dar foarte puțin astăzi. Da. Și poate vom trece și la alte specii. Să vedem. Mi s-a părut interesant ce ați zis mai devreme și aș vrea să venim cu alte sfaturi în atenția telespectatorilor. O să discutăm și despre alte specii în limita popularității, ca să zic așa. Cu siguranță. Și așteptăm și întrebările dumneavoastră acolo unde este cazul. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim mult pentru recomandări. Eu mulțumesc. Pe curând!